Școala de vară a Facultății de Inginerie Electrică este în plină desfășurare. Elevii de la 5 licee din Oltenia au un program încărcat. Aceștia participă la cursuri, dar și la demonstrații în ateliere. Avem 52 de elevi de la 5 licee din toată Oltenia, și anume de la Liceul Tehnologic din Țiclin, de la Liceul Energetic din Târgu Jiu, de la Liceul Tehnologic din Melinești, Liceul Tehnologic numărul 1 din Balci și Colegiul Odobleja din Craiova. În această perioadă și chiar astăzi, elevii au desfășurat ateliere de inginerie electrică, ateliere de inginerie în informatică aplicată în inginerie, atelier de inginerie protecția mediului, atelier de inginerie în echipamente și instalații de aviație, atelier de inginerie energetică, precum și, nu ultimul, atelier de inginerie în electromecanică. Vreau să păstreze orientarea, vreau să meargă și toate informațiile să se ducă către un bloc OmniDrive. Vă zice. Și blocul ăsta OmniDrive face toate calculele necesare astfel încât să dea comandă celor trei roți motoare dispuse la 120 grade, astfel încât el să meargă exact pe traiectoria care o vreau. E puțină geometrie. Asta am învățat foarte mult despre roboți, cum se mișcă, cum se programează. Atrage acest domeniu, te înscrie la o astfel de facultate? Domeniul este foarte interesant și, sincer, este foarte atractiv. Chiar mă interesează. Elevii au fost tare încântați de modul cum și-au petrecut ziua de astăzi la școala de vară. Ne-am propus ca în cadrul atelierelor de inginerie a mediului să analizăm factorii de mediu și am ales să stabilim indicatorul de calitate al apei, și anume pH-ul, fiind unul uzual și experimentul fiind simplu, reprezentând un pericol pentru tinerii noștri musafiri. Am folosit două metode de determinare a pH-ului, determinarea pH-ului cu ajutorul hârtiei indicatoare, apoi am aplicat metoda fotometrică de determinare a pH-ului. Elevii au fost receptivi, le-a plăcut să facă acest experiment și chiar au dobândit abilitatea de a măsura cu fotometru. Au fost interesați și de principiul de funcționare al fotometrului. Acest atelier a fost pentru mine un punct de plecare. Sinceră să fiu, mi-a plăcut foarte mult, mai ales acest experiment care a fost superb. Sinceră să fiu, nu am mai făcut așa ceva până acum. A fost ceva nou. Mai ales că am fost aici cu colegii și împreună cu colegul meu am dobândit experiența de a măsura pH-ul apei. Da, mi s-a părut interesant și vreau să mai repet această experiență. Ce ai mai făcut în aceste zile în cadrul proiectului ROZ? Am vizitat muzee, am fost la diferite facultăți, am făcut proiecte multe și multe altele. În ce clasă ești și la ce facultate ți-ai dori să te înscrii? Am trecut clasa 11-a la Liceul Tehnologic numărul 1 Balci și deocamdată nu știu facultatea. Elevii au putut afla cum este viața de student, dar și care sunt avantajele continuării studiilor liceale și universitare. Cu ajutorul cadrelor didactice, elevii au intrat în contact atât cu mediul academic, cât și cu angajatorii din Craiova. Scopul proiectului ROSE este de a oferi ocazia unei experiențe universitare timpurii și să-i ajute în alegerea unei rute educaționale și profesionale cât mai potrivite.